Salut tuturor și bine v-am găsit la un episod de pe canal. Astăzi jucăm Forza Horizon 5 pentru prima dată pe acest canal, pentru că a apărut acum în noiembrie, la începutul lunii a apărut Forza Horizon 5 și de la începutul lunii, de când a apărut, mi-am instalat-o și eu și uite că suntem aici în Forza Horizon 5 și astăzi vedeți că am 731 de bănuți, de puncte, de fapt, că în jocul sunt bani, în fine. Și din acești bănuți, din mai exact 500 de mii, pentru că nu vreau să-i cheltui pe toți, ne vom cumpăra o mașină și o vom tuna în blană și vom face probe de top speed pe autostradă, îi vom face probe de off-road și drag, gen plecarea. Și poate facem și o cursă, nu știu, vedea dacă ne ajungem. Dar nu uitați să ținem pe 10 like-uri acest episod, un follow pe Instagram, link în descriere, neapărat subscribe pe primul link în descriere, pentru că acolo vom începe să postăm din 2022, și va fi exact ca pe canalul acesta, însă cu ceva diferit. Dar dacă vreți să vedeți, abonați-vă acolo, aprindeți-vă clopoțelul și când postez acolo, o să vedeți. Acum sunt pe o... Am dat escape din greșeală, aoleu. Acum sunt o Toyota Supra. Și eu jocul acesta m-am mai jucat și pe live. Dacă n-ați văzut live-ul, vă invit să-l vedeți la pe canal. Se cheamă Jucăm Forza Horizon 5. Bă, da, settings... Vreau să dau audio puțin mai încet. Audio și-l dau pe ăsta mai încet. Da, cam așa, se vede în timp. Eu aud tare jocul, nu știu. Și acum la aud tare, dar aia. Sper că eu m-am mai aud de joc, stai să-l dau mai puțin de. Bun, deci intrăm aici la Cars, la Buy and New Cars, yes. Și vreau să vă arăt moment, la început ce mașini am eu. Să vedeți mașinile mele. Deci, garaj, My Cars. Asta o am, nu mai știu de unde, nici asta nu mai știu de unde, cred că de la Welcome Pack. Asta tot o am, am astea, 4. Asta mi-a picat dintr-un spin. În fine. Asta e mașina care ți-o dă principală. Asta nu știu ce-i cu ea. Mai ales pe ăștia, Hunigenul ăsta l-am. Aia mașinile astea. Am Porsche-ul ăsta care îmi place foarte tare. Pentru că ia. Deci, uitați, e ca nou ăsta l-am cumpărat pe live. Dacă nu ați văzut, l-am cumpărat pe live. Așa că intrați pe live și vedeți. Porsche-ul ăsta îmi place foarte tare. E mai multe costuri. Deci, dă-mi scape. Un Porsche... Macan, Taycan, nu știu, stai. Iam așa, Porsche Taycan Turbo S, Welcome Pack. Deci ăsta ți-l dă la început și uitați-vă și voi. Ia, deci are în primul rând, uitați-vă acolo, e ca acolo unde dau eu accelerația. Uitați-vă că are deja 17 turații la motor, ești nebun. Și pe lângă faptul ăsta mai e și electrică. Deci e electric Porsche-ul ăsta și e destul de fain, merge rapid, uite, are o plecare bună, ia, ia. Bum. Bum, dau accelerația și nu se aude efectiv nimic. Păi înțeleg plecarea nu are bună, dar prinde top speed mare, zic eu. Face și drifturi dacă-i poftă. Dacă nu-i poftă, aia e. Am să facem pe aici puține drifturi. Jum. Deci electric nu se aude nimic și aici va fi pista de drag. Să se mă duc la început de drag. Iar fac drift aici. Jum. Puțin asta. Am trălat alea pe aia. Skill points earned, do perks. Nu vreau să văd. Nu vreau să văd perks-urile. Îl frână, mă. Îl trebuie puțin în spate. Așa. Puțin așa. Hai să vă arăt. Deci ținem frâna de mână. Dăm accelerația. Și luăm frâna de mână. Ne-am pornit. Stați-vă. Deja e abia la întâia putere. În viteză. Și când ajunge la 140 la oră, schimbă abia în a doua. Deci nu știu câte viteze are în total. Dacă m-aș pune pe normal, sincer, aș putea vedea câte în total, dar nu cred că are mai mult de 4 viteze, cred că, sau 3, cred că e maxim, în fine. Dar acest episod nu este despre această mașină, este despre o nouă mașină care am cumpărat, nu știu nici eu care, așa să ne dăm prin Auto Show. Deci, dăm aici la Auto Show și să dăm sort by value și hai să vedem până 500 de mii, așa. Deci undeva de pe, ca să mă uit eu la prețuri, 550 ca, ia ca de aici, de aici cumpărăm, mamă, Mercedes o să lans și un joc pe telefon, dacă știți Driving School, mă joc așa din paște în an și mă încet așa, uite, FDT Ferrari, are aceeași culoare, Hunigen, dar ăsta deja l-am, un Mustang, nu știu sincer ce mașină, vreau una perfect, mamă, Lamborghini Aventador 480.000. Mamă, deci Lamborghini Aventador 480.000, nebun. Păi, sincer, l-aș lua. Sincer.
Pe aici McLaren Spider. Ce mai luăm pe aici? Eu te buci, mamă, ce culoare faină, GTR Mercedes AMG. Uite un Huracan, dacă vreți. 275.000, păi, ia, 800 și ceva era ăla și ăsta, câte? Ei, dacă aici. 872 și ăla-i. Și ăla-i, eu uite un Huracan. Ăsta-i, da, da. 874, păi nu-i mare diferență. Uite un Porsche aici. La Porsche, așa. Păi ceva, uite, Lamborghini Huracan simplu. Este mai ieftin. Băi, ăsta dacă îl tunezi, te duci cu el, frate. Uite un Porsche Cayenne, de care îmi place mie, că mie îmi plac SUV-urile. Uite, bă, Taycan Turbo S și Taycan Turbo S. Ăsta e Welcome Pack, ăsta nu e Welcome Pack. Care e diferența, scorul. Da, nu știu ce mașină să cumpărăm, sincer. Uite, bă, la mama Lamborghini Urus e una dintre preferatele mele. Am avut-o pe Forza 4 și mi-a plăcut foarte tare. Iesul e bună, făceam aproape orice cursă cu ea. O Challenger, Dodge Challenger. Am mulțam la Mustang ăsta. Un i8, Range Rover. Am avut și de asta pe Forza 4, dar nu cine știe ce. Rapid și bun. Uite aici, Shelby, Ford Shelby. De ce nu zice Ford Mustang, mă, dacă e Mustang, clar. Uite un X5. Păi, sincer, cred că o să mă duc la una dintre Lamborghini-urile alea. Cred că o să le iau ori pe... O, ia, ăsta are 838. Pe are puțin, mă, comparați cu ăsta. 874 și ăla avea... 874, 872. Bă, ăsta e mai bun, ești nebun. Aventador. Hai, mă, să luăm direct pe ăsta. Luăm pe ăsta, și căutăm un design deja făcut. Ia, sau las că-i fac așa. Ia, ce aici? Deci, culoarea la ăsta. Roșu. Așa, ia, colors. Sau special colors, ia. Îmi place roșu ăsta, e un roșu mat. Mamă, ăsta e... Mamă, uite ce frumos, mă. Ui, negru. Dacă vrei, negru mat. Cred că-l fac așa. Așa, nu, îl fac așa. Enter, bye. Gata, bă, l-am cumpărat. Hai să vedem dragul și cum se aude acum în stoc și după vedem tunat. Cât avem de episod, avem aproape 8 minute. Și dăm aici un space. Bun, mă, ia, hai să-l vedem. Uite, Lamborghini Aventador. Nu, Huracan. O, se aude destul de bine. Ca un Lamborghini, să se așa. Bun, hai, mă. Prezintă-ne o dată mașină, ia. Și ține frâna. Bă, nu se aude ceva diferit. Parcă e o mașină simplă. Dar uite pe dragul aici. Să nu ține foarte aproape de drag. Ia că ne punem aici. Punem aici. Și 3. 3. 2. 1. Bă, ce sunt de fain. Are viteză mare. Ia cât prind la ăla unde ne fotografează. Mam, dar are viteză mică, bă. Mă așteptam la mai mult. Da, mă așteptam la mai mult, sincer. Ia, drifturi, cum face drifturi? Nu prea face drifturi, aparent. Stai. Ia, trecem aici. Eu. Jum. Dar, sincer, nici eu nu prea pot să fac drifturi. Stai că am învățat un micrie de W, una le mână și ție ăsta altă. Cip, dar nu l-o socotit acolo sus. Da, nu prea pot să fac eu drifturi. Da, în fine. Asta tunăm, deci dăm cars. Buy new cars, nu. Tune car. Asta e altceva. Ok, asta e altceva. Buy new cars, yes. Deci am văzut, are o plecare destul de bună, nu zic nu. Dar nu prinde mare viteză, deci nu e, n-ar fi chiar așa de bun. Faci, mă. Custom upgrade. Mamă, prima dată când fac upgrade la o mașină pe Forza 5. Hai să începem de la sfârșit, cum începeam. Conversion, ia. Ăsta e motorul. Da, scade, bă. Scade rău de tort. Nu, ce-am făcut? Bă, nu vreau motorul ăla. Așa. Oh. Ia, asta e 7,6, 8.1. 9.8, 9.3.
Zici, bă, o să las motorul ăsta. Tracțiunea, ia, hai să vedem tracțiunea. Mamă, scade și asta rău. Ăsta, aspiration. Vert swap, engine swap. Divertain și asta e aspiration. Nu știu asta aspiration. Dar scade și asta, așa că nu o să-i dau. Uităm înapoi. Și momentan, hai aici. Să vedem la bară, ia. Dacă ceva vreo bară frumoasă, nu? Mic. Unlocks front bumper downforce tuning. Nu știu înseamnă taia, dar nu prea îmi place cu bumper. Și aici îi schimbăm ăsta. O să încerc mi fac cu ăsta. Plus că îi adaugă și chestii noi. Roțile momentan le punem. Și acum vine chestia care nu ne interesează pe noi aproape deloc. Deci, ce scor avea? Stai mă, ce aici? Astea scad toate. Da, astea toate scad. Atunci punem pe asta. Asta îi crește. Aici am diferențialul ăsta. Off-road, race, sport, stop, drift. Hai, stop. Că nu vreau să o facem nici de drift, dar de fapt de curse ar mai ar fi bună, dar în fine. Mamă, cât de jos o lăsăm, bă. Cred că o lăsăm pe asta. E destul de jos, nu zic nu, dar merge. Bă, aici nu prea pot să scade ceva, dar o punem. De ce nu? Da, a, 13.000 momentan tuning-ul. Punem și asta, că de ce nu? Punem și pe asta, că de ce nu? Dar parcă am lăsat-o prea jos. Dar aia e, mă, principală performanță. Nu că... Uite, deja am făcut un 900 score, bine, bă. Vezi că nu-i rău. Am și acum vin toate astea care sunt cele mai așteptoare, dar cele mai... Punem așa, dăm aici, intrăm aici, dăm la astea, bă, nici nu mă uit, mă uit efectiv doar la faptul că... Bă, da, tot apăs pe off-road, 4.5, aia, nu contează. Deci, așa, deja... Aoleu, stai pe asta, a început să scadă, nu? A, dar nu scade mult, aparent. O punem și pe asta. Și cam atât cu acest tuning, bă. Ce nebun. Deci gata deja. Enter. Nu enter, mă. Dăm încă o dată escape, install setup. De la... Ia. Mamă, de la 630 de cai putere la aproape 800 de cai putere. Băi, bine. Și de la 874 la 930 score, bai. Hai să vedem, bă. Hai să vedem. Bun. Hai să vedem ce cum iese. Și aș vrea sincer, nu aici, la design and paint. Ok. Paint car, dar nu vreau paint car, mă. Pentru că vreau roți. A, uite. A, da, mă, aici. Vreau roțile full negru, mă. Vreau roțile full negru. Deci mie îmi place la mașini foarte tare roțile full negru. Ăsta o să-i bagă așa o culoare mai țipătoare. Așa. Cu geamurile tot negre. Da, tot să fie una din bană. Oglinzile, cum adică, ce culoare să fac? Păi tot așa, mă. Capota, mamă, pot să schimb capota, bă, ia uitați. Dar o să-i pun tot așa la special color și o să-i pun pe asta. Mamă, și paint design-ul vreau. Deci așa, save to current car. O și am tunat-o cam blană. Acum hai să vedem cum se aude. De fapt, de auzi, cred că sunt de la fel. Vreau să văd plecarea, cât de bună oare. Și vreau să-i văd, vreau să-i văd top speed-ul. Dar vreau să văd și pe off-road, la drift-uri, la de-asta. Vreau să încerc, ia. O să aude aproximativ la fel. Fix în garmanț, ia. Da, parcă are mai mână, iar interiorul. Bă, nu pot să văd interiorul, bă. Aoleu, uite pe ăsta. Bă, era să mă lovești, bro. Dar nu pot să văd atât de bine interiorul. Hai aici la drag. Vedem ce plecare are. Bă, te pui cu mine la... Nu, se pui cu mine la drag, bă. Păcate. Hai bine, punem aici. Oprim și bam! Deci 3, 2, 1, bum! Ne-am pornit, bă. Acum prinde mai multă viteză, mă. Acum prinde mai mult, mă, uite. Nu cu mult, sincer, dar parcă prindea mai mult, 100, 175
Și data trecută când ne-a dat, mă? Că nu mai țin minte. Sincer. Acum, hai să, o să mă uit eu pe episod și o să văd dacă e bine. Acum hai pe autostrada. Autostrada e la giratorul ăsta. Eu îmi pun waypoint-ul aici. Și hai până pe autostradă cu această mașinieță. Deci mergem aici. Poate dăm tot sute de aici, mă. Dar nici nu mă uit la tot sute de aici. Dacă vreau să fac drift. Fixul ăsta m-a lovit. Bă, de ce te-ai băgat, bro? Trebuia să te bagi. Nu era planificat să te bagi. Uite-l și pe ăsta. Bă, copile. Vezi că am Lamborghini, Huracan, dă-te. Dă-te că nu-i bine. Am aici trebuie să punem frână, că trebuie să facem curbă. M-am apăsat pe A în loc de S. Aoleu. Bine, nu contează. Cât timp avem de filmare? Avem 16 minute. E bine. Reușim să dăm top speed-ul, dar nu reușim să mai dăm și o cursă, că cursurile sunt de aici. Forza 5. Și nu prea sunt cursă care îmi plac. Mamă, ce curbă am luat acolo. Bine. Dar de câte o văd... Nu. Deci de câte o văd aici, nu cred că ia mai mult de... Nu cred că ia mai mult de 200 mașina asta. Din păcate. Dar când ce mai aici, deci punem frână, dată mai ajungă pe stradă. Deci, o să mergem pe autostradă frumos. O să nu mă curce alte mașini, bă, asta vreau. Ia, și de unde se începe autostrada însă și... A, pare unde aici, hai puțin mai în față. Nu cred că se începe chiar de aici autostrada. Sau, uite pe ăsta cum își schimbă bada, bă, semnalizează, bă! Bă, face accidente, uite și pe ăsta. Hai că pun frâna aici. Dacă o să încep de aici. Sunt de aici, top speed. Hai, te dăm. Deci nu contează launch, nu contează nimic, contează top speed-ul care îl voi lua. Deci hai să ne uităm la viteză, momentan. Și trebuie să fiu atent atât la drum cât și la viteză. Vreau să merg panda pe urgență și nu o să mă lovească nimic. Deci am 190 încă urcă. Ia, 200 când prind. Nu. 200, bun. 201, 202, 203, 200, n-am văzut dacă prind 204, dar 204, 204 și m-am lovit. Ălă, băi. Stai, de fapt, autostrada aici e lungă, deci mai am. Deci nu e asta ultima speranță. Acum trebuie să fiu atent la drum până la 200. Trebuie să fiu atent la drum să nu mă lovesc în vreo mașină. Dă-te, bro! 200, 205, 206, 207, 208, 209, 210, mamă, vezi că prinde rău. 211, 212, bă, vezi că prinde rău, bă, asta.